Iată-ne din nou în depresiunea ciucului, de data asta un pic mai la sud de Miercurea Ciuc. Vă prezint din nou bățile și tinoavele. Locul special unde prezența apei și dispariția sezonieră a acesteia este obligatorie pentru menținerea echilibrului. Aici primăvara vine doar dacă vin și ploile. Și când vin, ecluzează nenumărate creaturi neobișnuite, fiecare cu propria strategie de adaptare la acest mediu atât de schimbător. De ce încă un episod despre acest subiect? În primul rând, nu ați văzut tot. Apoi, e bine să știți că există și altceva decât ce vi s-a predat la ora de biologie. Bogăția țării nu este limitată doar la păduri, delta Dunării și Marea Neagră. Bogăția țării este un număr uriaș de vietăți despre care nu auzim nicăieri. Mare parte din bogăție dispare în momentul în care habitatele sunt transformate în teren intravilan. Ceea ce urmează să vedeți există doar în bățile sezoniere din țară. Odată secate acestea, multitudinea de specii dispare pentru totdeauna. Momentan, distanțele dintre habitate sunt atât de mari încât migrarea animalelor în altele este imposibilă. Deci, pe lângă senzațional, este important să cultivăm aprecierea lor și să le protejăm acum când încă mai avem posibilitatea. Iar primul pas pe care trebuie să-l facem este educarea celor din jur. Aceasta este misiunea pe care și-a asumat-o și organizatoarea evenimentului, Rus Oitunester. Inițiativa ei a fost sprijinită de biologul Demeter Laszlo, care s-a ocupat de prezentarea speciilor. Iar rolul meu este să vă arăt acest eveniment cu scopul de a vă inspira idei similare și să vă transmit aceste cunoștințe. Înainte de a înșira tot ce am văzut, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că după prezentare, toate animalele au fost lăsate libere, excepție fiind 3 sau 4 specii din care am adus acasă câteva exemplare. Aceste animale se găsesc în număr mare. Totodată știam ce iau cu mine, cum se hrănesc, care sunt cerințele lor specifice, etc. În plus, intenționez să le înmulțesc și să le introduc în comerțul acvaristic, ca să mă asigur că aceste specii rămân în existență încă mult timp. Niciodată nu luați acasă animale necunoscute sau care se găsesc în număr redus. Dacă toți ne facem de cap, distrugem habitatele. Să începem! În prima etapă am urcat să vedem câteva plante locale și să admirăm peisajul. După aproximativ o oră am coborât la băți și am început ceea ce pentru mine era esența evenimentului. Inventarierea speciilor de nevertebrate acvatice, fie ele insecte, crustacee sau moluște. Ca bonus am avut ocazia să vedem și câteva specii de amfibii. În prima mostră găsim speciile cosmopolite, larve de țânțari și dafnia, adică purecii de baltă. Acesta este un tub construit de o larvă de Trihoptera. Ca și material de construcție, se poate folosi de nisip sau chiar cochilii de meci, adică o casă făcută din casele altora. Cizmele își dovedesc utilitatea pe acest teren ud, unde apa măsoară 10-15 cm. Sute de mormoluci care așteaptă să fie consumate de către o armată de prădători, printre care păsări și reptile. Deci din miile de exemplare care ecluzează, doar un procentaj redus rămâne în viață și apucă să vadă și anul următor. Aici vedem o tentativă de a scoate un bou de apă. Este un nume destul de amuzant. Au două lucruri în comun cu bovinele. Unele specii trăiesc în bălegar de vită. Exemplarul acesta locuiește în baltă și se hrănește cu plantă și detritus. Larvele lor sunt prădătoare. Acest gamaru seamănă un pic cu creveții din acvariu, dar e mai puțin elegant datorită spatelui curbat și a felului în care se mișcă. Broasca de lac primește mai multă atenție și mai mult răsfăț decât i-ar place. Dar copiii mici trebuie lăsați să atingă orice animal care nu este periculos. Atingerea este un act important prin care ei descoperă lumea. Scorpionul de apă este un prădător care arată bine, totodată este și inofensiv față de om. Prin tubul din zona dorsală își ia aer când se află sub apă. Spre deosebire de cea verde care excretă venin prin piele, broasca râioasă bună păstrează surpriza în interior.
afli ce poți păți abia după ce l-ai consumat. Dar nu oricine va muri de această armă chimică. Multe păsări, șerpi și mamifere includ acest animal în alimentație. Exemplarele norocoase pot atinge vârste respectabile, care depășesc 30 de ani. Această ploșniță din familia notunectidelor înnoată pe spate și vânează alte insecte, mormoloci și alte animale mici. Dacă nu aveți grijă, vă poate înțepa în timp ce o țineți în mână. Încă o ploșniță, de data asta una care consumă diverse plante moarte și ceva alge. Nu recomand să o băgați în acvariu, deoarece mirosul peștilor o face să evadeze. Păianjenul plută și păianjenul pescător pot pluti pe suprafața apei. În multe cazuri își detectează prada simțind oscilațiile produse pe suprafața apei. Sunt capabili să distingă între undele produse de animale și cele produse de obiectele care cad în apă. Totodată sunt capabili să identifice direcția și distanța de la care vin aceste semnale. Se hrănesc cu diverse vietăți acvatice, iar exemplarele mai capabile prind și pui de broască sau pești mici. Copiii au găsit două specii de triton, cel cu pete pe care îl vedeți acum, respectiv cel cu creastă. Sunt specii amfibii, adică o parte din respirație se face prin piele și pentru asta au nevoie să fie în contact permanent cu apa ca să mențină pielea udă. Și cu asta încheiem lista animalelor descoperite în cadrul acestui eveniment. Mulțumesc încă o dată lui Este și Lății pentru suportul oferit și ne vedem în episodul următor.